continuăm emisiunea pe undă frumoasă și pozitivă cu tânăra interpretă pe nume Lica Rotar și interpreta Larisa Sprâncean, pe care vă îndemn să o admirăm chiar acum în aceste clipe. Din copilărie, la rai, la drai, învățam și e mândrie, la rai, la drai, să iubesc și e mai sfânt, la rai, la drai, pe pământul unde cânt, la rai, la drai, și sunt mândră că trăiesc, la 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 la, pe pământ moldovenesc, la 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 la, unde joacă mic și mare, la 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 la, până cade pe pișoare. Noi suntem un vechi popor, la rai, la drai, cu trecut și viitor, la rai, la drai. N-am călcat pământ străin, la rai, la drai, nici la alții nu mă închin, la rai, la drai. Și sunt mândră că trăiesc, la 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 la, pe pământ moldovenesc, la 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 la, unde joacă mic și mare, la 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 la, până cade pe pișoare. Eu sunt mândră și ne sunt, la rai, la drai, că-mi iubesc al meu pământ, la rai, la drai, cânt în limba neamului, la rai, la drai, soarta moldoveanului, la rai, la drai, și sunt mândră că trăiesc, la 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 la, pe pământ moldovenesc, la la drai, la unde joacă mic și mare, la 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 la, până cade pe pișoare. Trăiesc, la 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 la, pe pământ moldovenesc, la 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 la, unde joacă mic și mare, la 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 la, până cade pe pișoare, la 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 la. Și sunt mândră că trăiesc, la 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 la, pe pământ moldovenesc, la 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 la, unde joacă mic și mare, la 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 la, până cade pe pișoare. Aplauze, dragă Larisa, eu te îndemn să vii mai aproape de noi, să te faci comod pe canapea. Între timp vă salut pe ambele cu mare drag, vă zic bună seara și bine ați venit la Tăzeaur TV. Bună seara și bine v-am regăsit. Bună seara. Deci, Larisa, stăteam acum și mă prindeam la o idee, de parcă cumva ar veni acest sfârșit de an cu totalizări pentru tine, să vedem roadele muncii tale, pentru că hai să le spunem celor de acasă cine, de ce sunteți ambele pe această canapea? Hai mai bine așa să zic. Da, cred că e corect, mai întâi de toate să o prezentăm pe Lica. Așa. Este studenta mea de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la Canto Popular, anul 2. Așa, da. Iată că s-a dezvăluit cumva acest mister, respectiv, Lica, eu vreau inițial să spui de unde ai prins tu dragostea pentru muzică populară, pentru muzică în general, de a ajuns la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. De fapt, această pasiune pentru muzică vine deja din copilărie, de mic copil.
Dar mai mult am început să studiez, am început să-mi fac studiile la Colegiul de Muzică Ștefan Leaga, la Catedra Canto Popular, și anume din acel moment am început să iubesc cu tot sufletul tot ceea ce ține de muzica populară și folclorul nostru autentic. Știu că ești una dintre studentele care se remarcă cumva cu rezultate frumoase, cu realizări frumoase. Din acest considerent, te provoc pe tine să-mi spui despre ce este vorba. Recent am devenit și eu una dintre câștigătoarele concursului Tamara Ciobanu și deci oficial port titlul Tamara Ciobanu anul 2022. Felicitări! Mulțumesc! De la cine a pornit ideea de a participa în cadrul acestei competiții, acestui concurs? Inițial, ideea mea îmi aparține mie, dar am cerut sfatul doamnei profesoare și dumneiei a fost de acord și m-a susținut din prima. Și a fost cu tine, cumva, da. Trup și suflet, te-a ghidat, da. Ți-a ținut pumnii? Sigur, a fost foarte... Cred că am fost mai emoționată decât a fost Lica. Da. Așa, pentru că ai fost acolo în sală. Da, sigur, cum să nu. Și prima etapă și etapa a doua și la gală. Dar de trei ori, de câte ori a cântat, de atâtea ori am avut niște emoții. Îi spuneam, Lica, cred că îmi sare inima. Așa de multe emoții aveam. Dar bine, poate le-am avut eu mai multe și ele aveam mai puține. Pentru că eu dintotdeauna spun că emoțiile trebuie să persiste. Da, pe moment a fost foarte degajat. Pentru că toate emoțiile mele cumva mi se pare că le-am transmis dumneei. Așa, deci asta urma să te întreb. Cum te-ai simțit și în general te-ai așteptat să ai așa rezultat? Bine că mergi cu o idee și îți dai seama, da, cumva, ce abilități ai și cât de pregătită ești. Cumva fiecare ne dorim ca să fim noi cei care o să obținem trofeul, dar au fost participanți foarte buni și îmi dădeam seama că este posibil să nu fiu eu deținătoarea acestui premiu. În orice caz, nu am mers pentru a obține trofeul, am mers pentru experiențe noi. Iar și cum e relația profesor-student, student-profesor? Cum înțelegi că uite aici e limita? Sau în cadrul instituției sunteți profesor-student? Cum se face? O lăsăm pe Lica totuși să discute astăzi mai mult. Da, păi doamna Larisa este o profesor, eu aș spune un profesor prieten. Mai mult, dumneiei știe să îmbine atât lecțiile cât și viața noastră personală. Dacă am ceva îi spune, dumneiei permanent vine cu un sfat, cu o părere și... Eu consider că așa și trebuie să fii un profesor, să fii în primul rând un prieten. Așa. Te-ai decis ce faci, ce-ți dorești să faci după absolvirea Academiei? Oh. Sau prea departe te-am dus cu gândul? Probabil da. Încă nu am reușit să mă gândesc la asta, dar sigur că aș vrea să încep o carieră muzicală frumoasă, de ce nu? Așa. Larisa, acum întrebarea chiar e pentru tine. Fiecare persoană e autentică, e individuală. Prin ce se deosebește Lica? Sau care e acel atu? Eu spun că toate ele sunt deosebite și toate au frumosul său. Dintotdeauna le-am spus că loc în scenă există pentru toate. Doar că Lica a fost aceea care a avut curajul mai mult de a păși mai repejor alături de noi, alături să fim mai multe, să aibă mai multe succese, mai multe trofei, mai mari experiențe. Pentru asta o apreciez, pentru asta o susțin și eu dintotdeauna le spun, toată viața învățăm și avem de învățat. Dar ea este bravă pentru că a pășit cumva prima, mai îndrăzneță a fost ca să facă lucruri mari. Eu totuși spun că sunt lucruri mari pentru că nu fiecare are... Nu fiecare are îndrăzneala de a merge și de a participa la un festival, la un concurs. Lica, bravo, felicitări și cu Doamne ajută să fie așa în continuare, cu multă, multă îndrăzneală. Așa să fie, dat fiind faptul că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, eu vă doresc amândurora la mulți ani, sărbători mulți frumoase. Ani. Mulți ani și, am mai spus-o, să fim binecuvântați cu toții.
Așa să fie. Și dat fiind faptul că tot am vorbit despre abilitățile tale, Lica, eu te îndemn acum să vii pe scena platoului nostru, căci urmează să ne încânti cu o melodie. E cumva piesa pe care ai interpretat-o și la concurs? Nu. Bine, ce ai interpretat la concurs? Am interpretat mai multe piese de diferite caractere, inclusiv și piesa mare interprete, Tamara Ciobanu, pe care am cântat-o și în gală. Dar astăzi o să cânt o melodie care mi-aparține atât linia melodică cât și textul. Extraordinar! Deci e nevoie să te descoperim și din această prismă, dar cu siguranță ne revanșăm în anul care vine deja. Da. Cum se numește piesa? Dor de mama. Te invit pe scena platoului nostru. Da, te invit să vii așa mai îndrăzneț, să te acomodezi, să te pregătești astfel încât, dragilor, din clipă în clipă să o admirăm pe tânăra interpretă Lica Rotari cu piesa intitulată Dor de mama. Frunzuliță iarbă deasă, multe toruri mă pasă, ca de frunza vine toamna. Dar dor îmi e mama, ca de frunza vine toamna. Uf, da tare dor îmi e de mama. Mama, eu când merg în lume, iau dragostea ta cu mine. Când e cu vorba duioasă și pe fața de acasă, și pe fața de acasă, of, of. Când e cu vorba duioasă și pe fața de acasă, și pe fața de acasă. Tare dor îmi e de mama, tare dor.